Bună seara, Stella. Bună seara, doamnelor și domnilor. E departe o astfel de atitudine de înduplecare din partea profesorilor. E foarte departe. Cel puțin cei cu care noi am reușit să stăm de vorbă astăzi sunt foarte determinați să meargă mai departe cu această grevă generală, indiferent de consecințele acestui protest masiv la nivel național, indiferent dacă examenele naționale vor fi afectate sau nu. Oamenii spun că își doresc mai mult ca niciodată o majorare salarială, pentru că lefurile din sistemul de educație sunt extrem de mici și ei nu se mai descurcă în contextul acesta economic destul de complicat. Își doresc de asemenea garanții că viitoarea lege a educației, viitoarea lege a salarizării va conține acea prevedere legată de salariile debutanților, care să fie egale cu salariul mediu brut pe țară. De acolo să plece. Fără această revendicare, la care e foarte clar că angajații din sistemul de învățământ țin foarte mult, greva nu se oprește. Ați văzut, au fost discuții și cu președintele. Președintele Klaus Iohannis s-a arătat înțelegător, s-a arătat dispus să medieze acest conflict între cele două tabere, între executiv și tabăra sindicaliștilor, și dacă va fi nevoie să gireze inclusiv un acord politic, dacă acesta va exista, acord care să prevadă ceea ce spuneam mai devreme, ca viitoarea lege a salarizării să, în viitoarea lege să scrie foarte clar de la ce sumă pleacă salariul unui debutant. Potrivit unor informații pe surse, discuțiile din Palatul Cotroceni dintre reprezentanții sindicatelor și președintele Klaus Iohannis s-au centrat și în jurul ideii ca greva să înceteze, pentru că nu e nevoie să bulversăm acum, la sfârșitul acestui an școlar, elevii. Sunt examene naționale care urmează și e nevoie și de încheierea situațiilor tuturor elevilor. E foarte clar că și mâine va fi grevă. În această seară toți membrii de sindicat vor fi consultați în legătură cu ceea ce s-a întâmplat astăzi, și foarte multe lucruri, să știți, că nu s-au întâmplat, pentru că oferta se păstrează, este cea de ieri, cu 4.000 de lei la didactic și 1.500 de lei la nedidactic. Însă oamenii vor fi consultați și ei vor fi cei care vor spune dacă opresc sau nu acest protest. Mâine ar fi trebuit să fie o ultimă zi de școală înainte de mini-vacanța de Rusalii. Rămâne de văzut ce se va întâmpla în această mini-vacanță, dacă vor mai fi sau nu negocieri între cele două părți, astfel încât de marțea viitoare, când se revine la școală, să vedem dacă avem și o concluzie. În orice caz, urmărim și revenim cu informații și cu declarații.